bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Al treilea sezon nereușit al lui Emanek l-a adus pe Halil până la punctul de a-și pune capăt carierei de actor. Finalizarea celui de-al treilea sezon al lui Emanek este cel mai bun lucru care i s-ar fi putut întâmpla lui Halil. Nu se mai înțelegea cu Nazmiye, a spus că dezastruoasa Nazmiye era cea mai bună parteneră și prietenă a ei, a spus asta pentru că a fost plătită să spună asta. Dar acea expresie a fost aproape căderea lui. De asemenea, Halil o deranja pe bunica când spunea că bunica vorbește mult și nu tace. Furia bunicii i-a făcut să nu traducă interviul în Georgia și a oprit microfonul lui Halil când cânta. Toate astea s-au întâmplat în Georgia. În ciuda a tot ceea ce a făcut Halil lui Sula, împins de Nana și de trupa ei de oameni, el a reușit să scape și să iasă din Emanek 3, care este un cuib de șobolan. Datorită performanței dezastruoase a lui Nanuca și a scăderii pe care Halil a avut-o deja în actorie, ea a produs suficientă forță în Halil pentru a părăsi Emanek 3 și chiar să meargă pe locul secund și să nu conducă la un alt serial și un alt canal. Acum, pentru Halil, iamanul pe care l-a făcut în Emanek 3 este încă un coșmar pentru el. Iamanul lui Emanek 3 încerca să facă chip de iubit pentru o pseudo-actriță cu fața storsă de lămâie, așa că aproape că a fost îngropat. De la distanță puteai vedea performanța proastă a lui Nana și eșecul performanței lui Iaman, aproape că nu l-au pus ca un Nana să acționeze. Iaman a spus doar câteva cuvinte neconectate pentru a continua seria. Datorită Emanekului 1 și 2 cu Sila, care a fost un succes total, a putut fi angajat pentru un alt serial. Sper că totul va merge bine pentru Halil, chiar dacă a fost un ticălos cu Sila. Acum totul depinde de Halil, el este într-o distribuție cu actori buni. Își va demonstra capacitatea de actor bun, pe care aproape a pierdut-o în Emanek 3 eșuat. Nu-l mai cred pe acest om, Halil minte mult, acum o iubește brusc pe Sla după ce a umilit-o și continua să o umilească. Toată lumea se bucura de ceea ce face din dragoste pentru Sla, adică promovându-se, dacă a iubit-o, nu ar fi lăsat-o singură și s-ar fi întâlnit cu o femeie căsătorită, Nanuca Pula și Nazmiye fericit, și o discreditează pe Sla pentru a-l lauda pe Halil. Sila este o actriță excepțional de talentată care arată ca o războinică jenant, iar Halil, tipul de 40 de ani, lucrează cu o femeie căsătorită și o femeie divorțată, dar și jenant. Sila nu a auzit niciodată să sărute sau să se întâlnească cu un bărbat căsătorit. Sila are karate, sunt mulți care își schimbă karate-ul pentru bani. Halil Ibrahim a fost în cele din urmă un dezastru de la Nanuca. Nu mai contează dacă Nanuca sau Halil mor sau se căsătoresc în Emanek 3 eșuat, lucrul bun aici este că Emanek 3 Iaman va fi un coșmar care i s-a întâmplat deja lui Halil. La finalul dezastruosului Emanek 3, Halil va prezenta în premieră un sezon îngrozitor, cu o pseudo-actriță cu chip de lămâie storsă, care aproape că îi duce la ruină, din moment ce nu mai putea acționa încercând să facă o față amoroasă, era doar un Iaman care nu mai era fericit. Oricât de mult Halil a fost un ticălos cu Sula, a reușit să iasă din Emanek 3. Va fi făcut deja ca el, comparația dintre faima sa în Emanekul 1 și 2 și căderea lui în Emanekul 3, din cauza impulsului dezastruos, poate că la un moment dat a regretat ce a făcut. Sper ca Halil să se descurce bine, să-i urăm mult succes în noul său proiect. Numeroasele lui atacuri asupra lui Halil sunt nereușite, toată lumea știe deja cine este forța, cine este Halil și cine este Nanuca. Așa că fata ta s-a încurcat și a lăsat-o să meargă pe drumul ei, las-o să-și găsească egalii. Nanuca și Halil sunt intelectuali, frumoși și eleganta. Forța nu-i va prinde niciodată. Lasă-o să exerseze, să se dezbrace, ea știe să facă, e și talentată, nu oricine își poate lăsa bikini în fața unui bărbat. Este inutil să plătești pentru o minciună, ei bine, lasă-te să cheltuiești jumătate din tine până la urmă, deci ce să-ți răspund?
tu și protejatul tău vorbești. Nițu. Dumnezeu să te pedepsească pentru calomnie. Tot ce pot spune este că el a trădat toate acestea, și anume Sulla, și că acest lucru nu este adevărat. Pentru că aceste lucruri au început să fie spuse de vreme, am păcătuit când am crezut că sunt atotputernic, că doar cu asta lucrurile ar fi putut merge mult mai bine decât sezonul 1 și 2. Așa că era superficial să ne gândim că acum va culege ceea ce seamănă. Cred că karma va urma în continuare drumul deschis pentru ca oamenii să înțeleagă că nu se lasă călcați în picioare. Nu cred că îi pasă de nimeni sau de nimic, nu regretă felul în care tratează oamenii, dar viața îl va învăța. Ar trebui să-ți continui cariera pentru fanii tăi, Sulla. Ei îl iubesc mai mult pe Khalil Ibrahim pentru frumusețea lui. Pentru că dacă s-ar fi oprit să se gândească la ce face, nu l-ar fi respectat la fel de mult pe Khalil, colegul lui de 2 ani. Nu mă așteptam ca o persoană atât de excentrică, fără simțul dreptății, să se gândească doar la ea. Ceea ce nu înțeleg este, deci, când Sulla se retrage de la Imanet 2, îi permite lui Khalil să continue reclamele în Legacy 3, folosindu-și silueta împreună cu Khalil, că în realitate singurul care beneficiază cel mai mult este Imanet 3. Sezonul acesta fiind un adevărat dezastru. Până la Khalil, a acționat pe tot parcursul seriei 3 cu o față furioasă. Fără zâmbet. Nici o lumină de bucurie în ochii lui. Khalil nu mai putea fi vedeta totală a sezonului 3, dragi prieteni care arată dragoste față de Khalil Ibrahim și Sulla, vă vom transmite asta vouă, dragi noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali.